Societatea era extrem de atomizată, asta e lucru pe care sociologii îl spun și toți istoricii sistemelor totalitare spun. Întotdeauna, în totalitarism, omul trebuie izolat și nu trebuie să se poată solidariza. Nu trebuie să fie împreună despre același lucru, cum s-ar zice, sau să militeze despre același lucru. Din cauza asta, nu era cu putință de gândit ONG-ul. Din cauza asta cenaclurile scritorice sau studențești erau extrem de urmărite, ansamblurile de teatru erau urmărite, corurile, tot ceea ce presupunea adunarea într-o altă a oamenilor. Bisericile erau periculoase mai ales. Și oamenii se întâlneau foarte rar în momente care să trăiască împreună să tacă împreună despre același lucru, ca o definiție aproape mistică a solidarității. Doi oameni pe bancă să stea împreună să tacă despre același lucru. Nu? Denumirea și a iubirii poate să fie, și a solidarității, și a credinței în Dumnezeu, și a credinței în Univers, în orice. Ori lucrurile astea nu erau cu putință. Nu erau cu putință pentru că în felul ăsta n-a există. Sau erau cu putință, dar manipulate.